Botoșani. Ești singură? Păi da, singură. Sunt singură pentru că domnul a plecat, care are o treabă foarte importantă de făcut. O să vedeți despre ce este vorba. Este fericirea vieții mele. Abia am așteptat acest moment să scape de chestia aia care mie îmi stătea pe creier. Ce? Este vorba despre o motocicletă care mie mi-a mâncat viața. Pentru că de fiecare dată când el iese cu motocicleta, în primul rând eu stau cu griji foarte multe. Da, că are mulți cai, nu știu câți exact, cred că vreo 300, dar nu mă pricep. Eu nu mai am timp de ea, deci vând mai Suzuki GSX-R 1000R, e o motocicletă specială, 101, peste 200 de cai, toată țara o știe, let's talk business, la mine stă în garaj și nu face nimica, caut un real buyer, send me a DM. Chestia aia pe două roți mie îmi provoacă panică, atac de panică doar că mă uit la ea, pentru că nu puteam niciodată nici să-l sun, pentru că faptul că stăteam cu griji, îl sunam, vezi că mai trebuie să mai cumpărăm ceva, mai avem nevoie de mâncare, mai avem nevoie de nu știu ce, dar el era pe motocicletă, așa că nu putea, dragilor, nici să răspundă la telefon, nici să cumpere ceva, pentru că, guess what, n-avea unde să pună cumpărăturile, așa că fericirea vieții mele este că el se deplasează cu mașina. Și vreau să scăpăm de chestia aia. Să vă arăt motocicleta, este foarte frumoasă și este unică în România, da? Okay. Este un model unic, eu atâta știu, nu pot să vă zic mai multe. Ea este Suzy. Deci asta este bestia. O cheamă Suzy, de la Suzuki. Suzy există în viața lui TJ, mai ales dinainte de a exista eu în viața lui. Sunt și puțin geloasă pe chestia asta. Este o motocicletă foarte frumoasă. Este un model unicat. Nu știu dacă sunt eu cel mai bun dealer, ca să zic așa, în momentul ăsta, pentru că eu nu știu mai nimic despre ea. În afara faptului că este foarte nervoasă și foarte rapidă și face mult zgomot în momentul în care o pornești și merge cu foarte mare viteză, și că eu nu m-aș urca niciodată. N-ai fost niciodată pe ea? Nu, n-am fost niciodată pe ea pentru că eu am o problemă. În toate vacanțele noastre închiriem scooter. Dar scooterul versus asta este o diferență, deci e o diferență între acestea două de la cer la pământ, pentru că asta merge cu viteză. Și mie mi-e frică. În primul rând n-am echipament. Și eu fără echipament corespunzător nu mă urc așa ceva. Oh my god! Poate e chiar mai bine la noi în București. Aici sunt niște craters. Hello! Yeah, baby! Aceasta este geaca de motor, de care chiar îmi pare rău că se duce, pentru că eu aș fi folosit-o într-o ședință foto. Mama, acum când dă motorul ăsta mi-a venit și mie ideea. Mama și folosi casca și geaca, eu așa sexy, fără prea multe haine pe sub, am da mai goală așa un body ceva sau un pantalonaș scurt ceva, am geaca asta, frumoasă așa, bam, e foarte fashion. Cred că talentul meu, nu știu dacă a fost descoperit, talentul meu, nu știu, m-am născut, cred că, cu el, pentru că eu de la vârsta de 2 ani am început să fredonez tot felul de melodii, le știam pe toate, îmi plăcea foarte mult să fiu în centru atenției, ce zic, am învățat să fac la oală pe masa din sufragerie, că altfel nu făceam dacă nu se uitau oamenii la mine și nu aplaudau, eventual. Ia! Trebuie, deci, în primul rând, când pui casca asta, trebuie să ai treabă de aia pe cap, cum se numește... Ciorăpelul ăla, nu ți-l tragi pe cap. Ia. Mi-a plăcut cumva să fiu miez de mică și pe la 5 ani, mama mea, la 4 ani, m-a dus să fac dansuri de societate. Am învățat bunele maniere la o fetiță, am învățat cum să mergi drept, am mers cu cartea pe cap, cum să stai frumos la masă. Am făcut niște cursuri de modeling, actorie de publicitate, am jucat într-o reclamă la ciocolată pentru un proiect internațional la vârsta de 4 ani, după care la 5 ani mama mea și-a dat seama că aș fi bună la muzică sau la teatru. Am părul pe față! Ah! Da, uite, vezi? De ce să nu ajung eu frumoasă undeva?
Și să ajung așa, cu părul în toate direcțiile, cu ciorapul ăla tras pe față, cu fundul de ten lipit pe el, cu încă o față pe ciorapul ăla. Pentru că dacă te machiezi și îți tragi aia, îți dai seama că e forma feței toată, cu machiaj, cu gene, cu ce mai ai tu acolo. Da. E foarte frumos, dar... Da, nu mulțumim. Asta aș fi păstrat-o. Ia să văd, oare e obligatoriu să o dea? Că n-aș vrea să dea geaca asta. Îi faci tu o ofertă. O ofertă de nerefuzat. Și pentru că eram foarte băiețoasă și petreceam foarte mult timp cu băieții în spatele blocului, spărgeam capuri la copii, eram un copil cu foarte multă energie, eram și făceam tot felul de rele, ca să zic așa. Și-a dorit ca eu să-mi consum energia într-un mod constructiv și într-un mod în care mie mi s-ar părea distractiv. Și m-am scris la Palatul Copiilor într-un cerc de teatru de divertisment. Unde era? Muzică, dans, teatru. Dar nu, e foarte frumoasă. Chiar e frumoasă. Nu știu, îmi pare rău că dă asta. Motorul nu. Îți amintești ce doreai să fii când erai mică? Cântăreață. De la 2, 3 ani am avut eu niște filme așa cu balerină și mama mi-a zis, mamă, tu ești ca un ursuleț panda, că eu am grăsut așa. Ce să caute mama ursul panda la balet? Dar n-a fost o dorință, să zic așa. Vedeam eu pe la televizor și prin desene animate. Dar eu de mică am știut că eu vreau să ajung artist. Nașul meu, când m-a ținut la botez în brațe, mi-a menit chestia asta. La noi, după ce botez copilul la biserică, se face scăldăciunea aia de zici că îl pregătești să-l faci ciorbă. Nu știu cum se face în alte părți, dar la noi un pic de bază de aia de mâncărură în apă și îl faci ciorbă direct pe copil. După ce m-au făcut ciorbă cu petale de flori, cu ce se face așa, m-a ținut în brațe, se spune Tatăl nostru. Și nașul se roagă pentru copil, îi ursește, să fie sănătos, să fie frumos, să fie inteligent, să aibă succes în viață. Mie, nașul meu, m-am să faci pelea de găină, mi-a menit să fiu artistă, pentru că el este artist, el vine dintr-o familie de artiști, băieții lui sunt artiști, tatăl lui a fost artist, el a cântat pentru Rapsozii Botoșanilor și a dorit foarte mult ca fina lui să fie o artistă. Și uite că...